Acum. Începem. A început. Așa. Numai că eu, în genere, sunt un tip morocos, sunt un tip pe care încearcă întotdeauna și de ce reușește să respecte carmanele bunului simt. Deci atunci când anunți că te puteai acceptul că vii la o întâlnire chiar cu ei, numai că iată că e într-o țară care nu prea ține seama de ce vrem noi. La 12 fără, la 12 jumate ieri eram în Gara de Nord după ce am parcurs 80 de kilometri de la Giurgiu până la București, numai că stupoare, că acolo în Gara am văzut că trenul era suspendat. Nu suspendat, era, nu exista, era un tren fantomă. Dacă vă uitați pe internet, o să vezi că trenul există. Dacă mergem la realitate, trenul nu există. Mă rog, și totul mesese foarte bine, era și ziua de Sfântul Nicolae, la mulți ani. Eu la Giurgiu am fost stau într-un sat la 15 km. Giurgiu e un nume mare în istoria culturii. Lângă miliardarul Nicolae stai. Nu, ăla stă pe la Călăraș, că nu știu unde. Giurgiu e un nume mare în istoria culturii române, românești, pentru că acolo s-a născut Ion Pina și pentru că acolo s-a născut Tudor Vileanu. Dacă spunem asta că aceste două nume, e suficient. Nu mai spunem de legături de Ion Barbu, Barbu a stat acolo, părinții lui sunt înmormântați la Giurgiu. Tatălui Ion Barbu a fost președintele tribunalului Vlaș. Vlaș era o mare regiune în Anglia. Bun. Trebuia să spun lucrurile acestea, deci trebuie cumva în lumea asta noastră să căutăm să fim nu serioși, oameni serioși, ci responsabili. Un eveniment cum este acesta este un eveniment de primă importanță și ca atare eu trebuia să fiu bine prezent aici să țin comunicarea așa cum a fost. Nu sta, mă rog, deasupra toată vita. Eu am să încerc să mă, singurul lucru pe care promit este că mă duc o iubire după 10-15 minute. În rest, nu cred că am să reușesc să fiu clar, pentru că nu sunt clar eu în privința de față cu ceea ce înseamnă acest editare, acestui volum, Vampirul Pasit al lui Gerasim Luca. Vreau cumva așa, la verat, ca să nu uit, se întâmplă un lucru curios pentru mine, fiind destul de mare ca număr de ani, am avut șansa să cunosc foarte multă lume excepțională. Eu am avut șansa să stau două seri, nu consecutive, de vorbă cu genul tău, m-a dus pentru o jumătate oră și m-a ținut câte 7-8 ore. Nu l-am înțeles atunci pe genul tău. Nu l-am înțeles, nu puteam să fiu de acord cu el. Nu aveam nicio șansă să intru în grupul lui între cei care îl adorau, pentru că prima condiție pentru a fi aproape de genul tău era să-mi iubești numai pe genul nou. Bineînțeles, dacă niciodată strada se numește la Bucureștilor Prețul, două căbăruțe absolut modeste, urcai niște trepte, genul de om în dreapta mea, cufundat într-un fotoliu, cum să spun așa, parcă erau din epoci. Era foarte vechi. Și el totuși bătrân și obosit, parcă făcea același corp și de multe ori mă întrebam dacă fotoliul vorbește cu mine sau genul la om. Chestia e că am vorbit, pur și simplu eu dat la bisean și el vorbea cu timpul. Și în dreapta mea, în dreapta și puțin în față era doamna Ligia Naum, o ființă absolut adorabilă, generoasă, excepțională. Am avut o relație excepțională cu Ligia Naum în sensul acesta. Când am organizat la București simpozionul despre suprarealism, eu am vrut să fac tot simpozionul dedicat lui Genuna Om. Era foarte bun prieten cu Laurențiu Unici, chiar pot să spun prieten, Laurențiu și iubit foarte mult ca avantgarda, foarte, foarte mult. Am făcut o scrisoare foarte pompoasă din partea Unii, semnată de Unici, de mine, din partea Sfântului de avantgarda, ne-am dus la Genuna Om și după 8 ore n-am plecat un răspuns. În fine, nu mai fugesc, nu mai exista nimeni în avantgarda europeană și mai vreau despre cea românească. Breton era deja în fum, era inspirat, ceilalți
alții, Virgil Teodorescu, pentru mine, prieteni, nu, erau deja mari trădători care a culturii, cum spunea el, erau deja dobitociți de regim. În fine, a avut o alură de mare singurate și parcă l-a luat și acum șoptit și deseori în ureche încă i-a luat vocea. Eu am crezut toată viața în iubire, în poezie, în libertate, în poezie, în libertate și în iubire. Și spunea chestia asta, o spunea, o repeta așa cam la o oră, nu mai știu exact dacă asta a fost corect. Dar abia acum, văzând și înțelegând ce se întâmplă în societatea asta românească într-un mod mai profund, înțeleg că avea dreptate și cum să vă spun, parcă că abia acum mă întâlnesc cu genul la om. Deci avea dreptate, dar eu nu știam atunci că avea dreptate. Încă o chestie pe care vreau să o punctez, știu că m-am întâlnit cu meu, dar trebuie să spun, dar nu se crede cumva că noi de aici avem ceva cu Ion Pop, cu Marin Micu sau cu ceilalți care au fost de acest teritoriu înaintea noastră. Mie e foarte limpede. Acești oameni, până în clipa de față, au făcut cel mai mult în acest sens pentru avantajul și pentru tot ce înseamnă acest segment de realitate culturală. De ce sunt eu nemulțumit? Eu nemulțumit, dar e o chestie iar mai cu mine și numai tangențial cu ei. Pentru că n-au mers cu lucrurile până la capăt, cel puțin într-o privință. În privința documentării. Eu chiar vreau să vă zic, cine va scrie, sau cine vrea să scrie, sau cine scrie de acum încolo despre avacardă, dincolo de metode, de discipline, de știu ce conotații, legături ce se pot face, prima chestie esențială, mergeți la sus. Deci nu neglijați sursele. Veți avea surpriză atunci să vedeți că în antologia am văzut antologia cu Marie Mincu aici și la domnule sau așa, și m-am bucurat. Vedeți că în antologie multe texte sunt transcrise greșit. Lipsesc fragmente, lipsesc pagini, atenție. Că dacă te încume să faci o analiză cu lectură numai de la textele de acolo, cazi în eroare. Deci, vă închipuiți că eu țone, să zic, e posibil să găsesc la Sasha Pană în arhivă 400 de scrisori ale lui Geo Bogza din anii 30 către el? Este posibil ca eu să găsesc în altă sursă Virgil Teodorescu, poemul Leopardă, de exemplarul unic? Deci sunt foarte multe surse la care acești oameni aveau acces. Îl cunosc Ion Pop aproape că a fost piat de Sasha Pană. A avut o relație bună cu Geo Bogza. De ce sunt că găsim atâtea și atâtea documente? Nu mai spun de acest lucru și acum chiar e prin de fapt. Chiar asigur. Cartea lui Pierre Răileanu, care până clipa de față este cea mai bună despre Gerasim Luca, conține ca sâmbure tare cu prinsul ei ideea că vampirul pasiv este în sfârșit o primă mare încercare în limba, nu încercare, deja Iacogeul scrie direct în franceză această carte, bine mulțumită de limba română, de context, de mediu, de țară și așa mai departe. Ca să descoperim, după ce chiar eu m-am gândit de voi să o traduc, manuscrisul în limba română. Iată manuscrisul în limba română, Vampirul pasiv, în ediția pe care o facem, vom face așa. Deci vom pune, acum, de fapt o să pun mai întrebări. Cum e mai bine să faci o asemenea ediție? Deci, Vampirul pasiv este început în noiembrie 1940, este terminat în 41, da? Vampirul pasiv, real, cartea care există, pe care o știți, care a mers în Franța, a ajuns la întrebări la ceilalți, este în 1945. Bun, cum face o ediție critică pentru acesta? Avem aici pe undeva, avem lista cu lucrările lui. Dacă vedem, lucrările lui înseamnă că e prima între semnul, între celelalte cărți. Deci nu e în 45, deci nu începe cu ea. Lucrurile poate părea banale, dar nu sunt, pentru că un autor trebuie judecat și coerența
vocalizat, în devenirea sa. Și în sensul acesta, aceste date, într-o analiză complet analizată, pot căpăta o greutate absolut, absolut senzațională. Soluția este să datați fiecare text în parte. Nu, eu nu datez nimic. Nu, este datat în ediție. Nu, deci vom face așa. E în prima parte, asta se nu, poate nu e bună soluția, poate nu am niște idei de la voi. Deci dăm cartea care în mod real a existat pentru toată lumea. Ediția din 45. Anastasie. Dăm, în a doua parte, dăm textul prin facsimilare în limba română, manuscrisul, și apoi venim cu textul nostru transcris, anotat, conectat, completat și burdușit cu, pe cât posibil, cu informația la zi. Bun. Asta ca metodă. Dacă vedeți că există o altă soluție, nu știu care ar fi. Ar fi soluție să facem volume separat, pe anotate. Bun. Ce înseamnă acest manuscris românesc al universității? Știți părerea lui despre limba română sau numite că el era de fapt un poet apatrid, nu știu ce și așa mai departe. Dar acest va fi un pasiv, scris început în 40, dar terminat în 41. Deci, celelalte lucrări de la București vom vedea că sunt după, ca redactare, ca scriere, ca gândire, gândire. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă foarte mult. Limba în care este scris vampirul pasiv este perfectă. Limba română cuprinde perfect ceea ce vrea să spună Gerasim Luca. Știți că există acest decalaj? Păi, limba română vine ca o mănușă pentru această, hai să spunem, ghilimele, ideologie, sau nu știu cum se spune, sau pentru viziunile astea absolut, cum să vă spun, greu de explicat și greu de cuprins într-o ale lui Gerasim Luca. Limba română era limba perfectă în momentul în care a fost scrisă. A doua chestiune, o diferență între manuscris și ediția în limba franceză. În limba franceză veți vedea acolo ce, nu știu ce, a primit obiectul respectiv și așa mai departe. A, așa, V sau B la de la Braulă. În ediția în limba română avem toate aceste nume clar, concret, nu decodate. Sunt scrise și sunt aici. Bun, vă dați seama, presupunând că noi suntem francezi, că noi nu știm aproape nimic despre limba română, despre mari autori ai ei, cum citim o asemenea carte și cum citește un român instruit, deștept, inteligent și toate formele astea luați de așa, că știe exact despre cine este vorba. În acest sens, voi încerca poate pe ediția franceză să pun fotografiile acestor personaje reale cu care era singur ca intră în dialog, să dăm și niște note eventual ca francezul să aibă și această revelație. Deci nu mai suntem în plină gratuitate, în plină literatură, ci suntem în cartea cu manuscris, în plină viață. Bine, cred că am reușit să mă fac foarte, foarte clar. Cel puțin până acum. Revenind strict la Aghela Sinduca. Iată, vă citesc aici un fragment dintr-o cronică a lui, din Cuvântul Liber, numărul 33, din 22, iunie 1935. Atenție la despre dublul aspect al suprarealismului, de horcăit al unei culturi agonice, pe patul de moarte, în aceeași măsură în care efortul și deschizătorul uneia noi, ar trebui să se scrie, și asta desigur nu la noi în România, unde suprarealismul într-o mare măsură a însemnat o cravată nouă importată gata din străinătate. Deci suntem în 35. Această propoziție, dintr-o cronică, deci e un gând oarecum lateral, subiectul cronicii fiind, v-am spus, Constantin Micu cu volumul Sosirea Lavelor. Înseamnă că, la 1935, la liter logic, Gerasim Luca era foarte departe de a adera
la ceea ce înțelegi prin supra-realism. Dar aminte, dacă facem o socoteală, el este născut în 1913, așa, primul manifest al Andrei Verdon apare în 1924. Deci vă dați seama cât, practic, nu avea la copii, nu avea cum să înțeleagă ce, ce înseamnă supra-realism. Apoi, este chestia aceea pe care Geo Bogza o amendează. În momentul în care apare antologia numai nimic cu România literară, Geo Bogza scrie un articol și îl colectează pe Micu și spune manifestul, poezia pe care vrem să o facem, nu e avangardă, din potrivă este plecarea, fuga noastră, despărțirea noastră de avangardă. Cine citește manifestul își dă seama pentru că se trece pe față, aș putea să spun, deși îl iubește pe Gerasim Luca și pe, și pe, pe toți cei care se pierdă și pe Bogza, aș spune că e o dezertare chiar grosolană de, de, la, de la ceea ce, ce era produși avangarda curată, să spun, fără nuanțe supra-realism sau cum era cea de, de la urmă. Poezia pe care vreți să ne-o facem, spune, spune textual Geo Bogza, ne despărțim de avangarda. Unul din comparații de acolo foarte important este chiar Gerasim Luca. Așa că nu ne miră acest articol al lui, lui din 1935. Ce mai înseamnă din acest fragment pe care, pe care l-am citit? Iată cum privea corcăita lumei culturii agonice pe patul de moarte. Deci chiar vorbește despre supra-realism. Noi ne revoltăm și acum, mă rog, cu accentele apăsate, că așa se face la întâlnire, ești puțin retoric pentru ca ideea pe care vrei să o spui să, să pară mai violentă decât, decât, decât este. Asta am făcut cu profesorul, domnul profesor înainte. Deci, asta credea Gerasim Luca despre supra-realism. Ce s-a întâmplat? De s-a schimbat la față, aproape, aproape cu 100 sau 180 de grade, parcă așa este, este corect. Așa, mai departe. A trebuit să se scrie. Deci fiți atenți, deci nu trebuie să se scrie. A trebuit să se scrie, mai departe. Și asta, desigur, nu la noi. Deci, nu la noi în România, unde supra-realism, într-o mare măsură, a setat o gravată nouă, importantă, gata din străinătate. După părerea mea, supra-realismul la acea dată, nici măcar atâta nu a însemnat. Pentru că dacă urmărim revista Contemporanu, vei vedea că practic supra-realismul sau sunt acele notițe care, care există despre ce se întâmpla la Paris. Adică foarte puțin sau aproape, 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 aproape deloc. Deci suntem în 35. Pleacă la Paris și aici se întâmplă ceva. Și genul la un pleacă la Paris. Eu am întâlnit în presa vreme niște poeme de început ale genul la un care sunt, cum să vă spun, ca să găsesc un termen bun, sunt drăguțe. Sunt, cum să vă spun, n-avea niciun sângure de viitor mare poet sau de viitor avangardist. Era de vreme, era mai mult. Se pare că este în arhiva Sasha Pană, o scrisoare sau ceva de acesta al, al lui Geru Gaucu, de practic îi mora să-l publice omul sau ceva. Mi-a spus Vladimir Padă, dar încă n-am văzut, n-am văzut, n-am văzut, n-am văzut scrisoarea, da. Bun. Urmează la Paris, nu întâlnirea cu Andrei Verdon, pe care, într-un fel, la acel moment sau din acel moment, începe probabil să recitească și să înțeleagă. El spune în acest bafirul pasiv, spune că întotdeauna a avut o spială și o lipsă de îndrăzneală aproape paralizantă față de legea trepetor. Nu mai caut acum, nu mai caut acum, acum citatul. Ideea este asta, că totuși, sau și una și alta, a ajuns la Paris, genul Naum deja cumva lucrează împreună cu Andrei Verdon la ceea ce vrea să fie un număr al revistei Minotaur dedicat exact lucrurilor despre care vorbea Petrișorul Ivanu, așa, îl întâlnesc sau îl cunosc foarte bine, aproape intim.